Bună ziua! Mă aflu acum în sala de sport a Liceului Teologic Mircea Cantemir, satul Pârsa, raionul Pălești, unde numai ce s-a încheiat un antrenament de basket dintre băieții acestui liceu. Aș m-a frapat foarte mult antrenamentul lor și aș vrea să-i întreb cum de obțin așa performanță, deoarece în timpul trecut au obținut o performanță la campionatul raional de basket dintre echipele acestui raion. Dar aș vrea să întreb acum băieții acestui club cum de obțin așa performanțe. Bună ziua! Bună ziua! Puteți să ne spuneți mai mult despre antrenamentele voastre și de ce obțineți, cum obțineți așa performanțe mari? Datorită muncii silnice a antrenorului nostru și a băieților, antrenamentul nostru decurge de la ora 5 seara până la ora 7 seara. Știu că ați participat recent la un campionat raional de basket. Ce performanțe ați obținut? Noi am ocupat locul 3. Din câte echipe? Tot din 3. Da, bravo, dar cum de ați obținut așa performanțe? Vă antrenați mai intens sau aveți jucători buni sau cum? Am obținut aceste performanțe datorită prietenului și colegului nostru de echipă, Johnny, care liceul l-a cumpărat din America, din cel mai famos club de basket. Puteți să ne spuneți ceva despre dumneavoastră și cum de ați ajuns ca să jucați la clubul nostru, la clubul din liceul Teologic Mitre Cantemir? Hello, my name is Johnny, I'm from America. Eu am venit aici în Moldova să joc pentru echipa asta de basket și de la Pârlița. Îmi place foarte mult aici la voi, cunosc foarte leu limba română, dar mă deprind cu viața de zi de zi în Moldova. Goodbye! Bine puteți! Și aș vrea să vă întreb, ce obțineți aceste antrenamente? Cum vă simțiți? În urma antrenamentelor devenim mai energici și aflăm cum e de lucrat în echipă și datorită colegului nostru din America, credem că vom ajunge la performanță.